Lecția de Eugen Ionescu. Ai răbdare, ai răbdare că sosesc. Bună ziua, domnișoară. Bună ziua, domnul profesor, e acasă? Ați venit pentru lecție? Da. Da, vă aștept. Poftiți, luați loc o clip. La anunț. Mulțumesc. Domnul, coborâți, vă rog. A sosit eleva dumneavoastră. Mulțumesc, coborâți, frate. Eu mă duc, domnișoară. Vă rog. Bună ziua, domnișoare. Dumneata ești, nu-i așa, dumneata, noua elevă? Da, domnule profesor. Bună ziua, domnule profesor. Am fost punctuală, domnule profesor. N-aș fi vrut să întârzi, domnule profesor. Foarte bine, domnișoare, mulțumesc. Nu trebuia să te grăbești. Te rog să mă ierți că te-am făcut să aștepți. Tocmai aveam determinat. Nu-i așa, iartă-mă. Hai să mă ierți. Nu e nimic, domnule profesor. N-are nicio importanță, domnule profesor. Am terminat. Da. L-am închis. Mulțumesc. Poftim? Nu, vorbeam cu servitoarea. Ai găsit greu casa? Deloc, chiar deloc. De altfel am întrebat. Toată lumea vă cunoaște aici. Da, locuiesc aici de 30 de ani. Dumneata ai sosit de curând. Cum găsește orașul? Nu mi se place, e un orășel frumos, plăcut, cu un parc frumos, un pension, un magazin arătos, o stradă, un bulevard, un episcop. Adevărat, domnișoare. Dar tot mi-ar place să trăiesc în altă parte, la Paris sau măcar la Bordeaux. Vă place la Bordeaux? Nu știu, nu-l cunosc. Dar cunoașteți Parisul? Nu cunosc nici Parisul, domnișoare. Dar dați-mi voie, puteți să-mi spuneți, Parisul e capitala cărui județ? Parisul? Parisul nu e capitala Franței? Ba da, domnișoară, bravo! E foarte bine, e perfect! Felicitările mele! Văd că știi geografia patriei din fir în păr! Curaj, domnișoară! Iartă-mă, răbdare, încet, încet o să vezi, o să reușești. E frumos astăzi. Sau mai degrabă zis, nu-i chiar așa frumos. Și totuși, în sfârșit, nu e prea mult. Asta e principalul. Nu plouă, nu ninge? Ar fi de mirare să ningă, e doar vară. Iartă-mă! Domnule profesor! Domnișoare, dar tocmai voiam să-ți atrag atenția. Află că trebuie să te aștepți la orice. Bineînțeles, domnule profesor. Nu poți fi sigur de nimic pe lumea asta, domnișoare. Zăpada ca de iarna. Iarna este unul din cele patru anotimpuri, celelalte trei sunt. Sunt. Primăvara, da. Și pe urmă vara, da. Și începe cu T, domnișoare, ca toantă. Da, toamna. Anotimpurile le știu, nu-i așa, domnule profesor? Sigur, domnișoare, sigur. Sau aproape că le știi. Dar vei izbuti. În orice caz, e bine și așa. Vei cunoaște anotimpurile la perfecție, cu ochii închiși, ca mine. Dacă ați ști cum vreau, domnule profesor. Sunt atât de însetată de știință. Și părinții mei doresc să-mi adâncesc cunoștințele. Ar voi să mă specializez. Ei socotesc că o simplă cultură generală, oricât ar fi de temeinică, nu e suficientă în vremea noastră. Domnule profesor? Părinții dumitale au perfectă dreptate, domnișoară. Trebuie să-ți urmezi studiile. Iartă-mi afirmația, dar e un lucru necesar. Viața contemporană a devenit foarte complexă.
și așa de complicată. Părinții mei au avere, am noroc, vor putea să mă sprijine. Am să pot face studii foarte superioare. Ai vrea să te prezinți? Cât mai curând, la doctorat. Concursul este peste 3 săptămâni, peste 3 săptămâni. 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 Dacă mi-e îngădui să te întreb, ai trecut bacalaureatul? Da, domnule profesor, și bacalaureatul în științe și cel în litere. Ah! Dar ai ajuns departe, domnișoară. Prea departe pentru vârsta dumitale. Și ce doctorat vrei să treci? Științe materiale sau filozofie normală? Părinții mei ar dori să trec doctoratul total. Doctoratul total? Hai, mult curaj, domnișoară, felicitările mele. Vom încerca, vom încerca, domnișoară, să facem cum e mai bine. Să ne punem pe treabă, n-avem timp de pierdut. Așa, te-aș ruga să iei loc. Mi dai voie, domnișoară, dacă n-ai nimic împotrivă, să mă așez în fața dumitale. Desigur, domnule profesor, vă rog. Mulțumesc, domnișoară. Ai cărți, caiete? Da, domnule profesor, bineînțeles. Am tot ce-mi trebuie. Perfect, perfect, domnișoară, perfect. Atunci, dacă nu te plictisește, pot începe? Sigur, domnule profesor, sunt la dispoziția dumneavoastră. Oh, la dispoziția mea? Oh, domnișoară, eu sunt la dispoziția dumitale. Sunt slujitorul dumitale. Domnule profesor, dacă vrei, atunci noi, noi, adică eu, voi începe prin a face un examen sumar al cunoștințelor dumitale trecute și prezente pentru a putea croi un drum spre viitor. Bine, spune, cum stai cu percepția pluralității? E cam vagă, cam confuză. Bine, vom vedea ce e de făcut. Ce vrei, Marie? Caut o farfurie. Domnișoare, ce-ar fi să facem un pic de aritmetică? Ce zici, vrei? Desigur, domnule profesor, nici nu doresc altceva. E o știință destul de nouă, o știință modernă, la drept vorbind mai degrabă o metodă decât o știință. E și o terapeutică. Marie, n-ai mai sfârșit? Ba da, domnule, am găsit-o. Ia ca plec. Grăbește-te, tot te rog în bucătăria dumitare. Da, da, mă duc. Iertați-mă, domnule, dar... Atenție, vă sfătuiesc să vă stăpâniți. Marie, ești caragioasă, nu-ți face griji. Slavă Domnule, am o vârstă. Tocmai de-aia, domnule, ați face bine să nu începeți aritmetica cu domnișoara. Aritmetica obosește, enervează. Nu la anii mei. Și pe urmă, ce te amestești, dumneata? Ce? E treaba mea și mi-o cunosc. Locul dumitale nu e aici. Bine, domnule, bine, cum credeți dumneavoastră. Să nu spuneți că nu v-am prevenit. Mă duc. Domnișoară, iartă această întrerupere fără rost. Iartă-o pe biata femeie. De când o știu, se teme să nu mă ostenesc. E frică să nu mă îmbolnăvesc. Nu e nicio supărare, domnule profesor. Aceasta dovedește că vă este devotată. Vă iubește. Servitorii buni sunt rari. Dar exagerează. Dar să revenim la oile noastre aritmetice. Vă urmăresc, domnule profesor. Stând pe loc? Ca și dumneavoastră, domnule profesor. Să facem un pic de aritmetic. Cu plăcere, domnule profesor. Așa, aș putea să te întreb, cât face 1 și cu 1? 1 și cu 1 fac 2. Bravo! Dar e foarte bine! Mi se pare că ești foarte înaintată în studii, domnișoare! Vei obține, domnișoare, foarte ușor doctoratul total. Să mergem mai departe. Cât fac 2 și cu 1? 3!
3 și cu 1. 4. 4 și cu 1. 5. 5 și cu 1. 6. 6 și cu 1. 7. 7 și cu 1. 8. 7 și cu 1. 8. Bis. Bis. Foarte bun răspuns. 7 și cu 1. 8 terți. Perfect, excelent. 7 și cu 1. 8 quart. Și uneori 9. Splendid. Ești splendidă. Ești delicioasă. Te felicit, călduros, domnișoară. Te felicit. E destul. În ce privește adunarea, ești magistrală. Să vedem acum scăderea. Spune-mi, dacă nu cumva ești prea obosită, cât fac 4 minus 3? 4 minus 3? 4 minus 3? Da, vreau să spun, scoate 3 din 4. Fac 7. Îmi pare rău să te contrazic. 4 fără 3 nu fac 7. Confunzi. 4 plus 3 fac 7. 4 minus 3 nu fac 7. Acum nu mai adunăm. Scădem. Da. Da. 4 minus 3 fac cât? Cât? 4? Nu, nu, domnișoară. Nu, deloc. 3 atunci? Nu, nici atât, domnișoară. Iartă-mă, dar trebuie să spun, nu fac atât. Scuzele mele. 4 minus 3? 4 minus 3? 4 minus 3? N-o fi făcând 10? Desigur, desigur nu, domnișoară. Doar nu e vorba să licești, trebuie să judeci. Să încercăm să deducem împreună. Vrei să numeri? Da, domnule profesor, 1, 2... Hai, doar știi să numeri. Până la cât știi să numeri? Știu să număr până la infinit? Asta nu se poate, domnișoară. Atunci să zicem până la 16. E destul. Trebuie să știi să te îngrădești. Fii bună și numără, te rog. 1, 2 și pe urmă după 2 vine 3, 4. Oprește-te, domnișoară. Ce număr e mai mare? 3 sau 4? 3 sau 4? Care e mai mare? În ce sens mai mare? Există numere mai mici și altele mai mari. În numerele mai mari sunt unități mai multe decât în numerele mai mici. Decât în numerele mai mici? Afară doar dacă cumva numerele mai mici n-au unități mai mici. Dacă sunt micuțe de tot, s-ar putea să existe mai multe unități în numerele mici decât în numerele mari. Și dacă e vorba de alte unități... În cazul acesta, numerele mici pot fi mai mari decât numerele mari? Să lăsăm asta. Ne-ar duce prea departe. Să știi că nu există numai numere. Există mărimi, sume, grupe, o grămadă de lucruri, precum prunele, vagoanele, gâștele, sâmburii, etc. Să presupunem, pur și simplu, pentru a ușura munca noastră, că nu avem decât numere egale. Cele mai mari vor fi acelea care vor avea mai multe unități egale. Acela care va avea mai multe unități egale va fi cel mai mare? Înțeleg, domnule profesor, identificați calitatea cu cantitatea. E prea teoretic, domnișoară, prea teoretic! Să luăm exemplul nostru și să judecăm asupra unui caz precis. Da. Să amânăm concluziile generale. Da. Avem numărul 4 și numărul 3. Așa. Fiecare cu un număr mereu egal de unități. Da. E, care va fi mai mare? Numărul mai mic sau numărul mai mare? Mă iertați, domnule profesor, ce înțelegeți prin numărul cel mai mare? Acela care e mai mic decât celălalt? Tocmai, domnișoară, perfect, m-ați înțeles foarte bine. Atunci e 4. Ce e 4, mai mare sau mai mic decât 3? Mai mic, nu, mai mare. Foarte bine. Câte unități despart pe 3 de 4? Sau, dacă
dacă preferați, pe 4 de 3. Nu, nu, nu mai nici o unitate, domnule profesor, între 3 și 4. 4 vine îndată după 3. Nu mai nimic între 3 și 4. Nu mai înțeles? E pe semne vina mea. Nu m-am exprimat destul de limpede. Nu, domnule profesor, e vina mea. Uite aici. Iată 3 chibrituri. 1 2 3. Și mai pun unul. Fac 4. Uite-te bine, ai 4. Scot 1. Câte rămân? 5. Dacă 3 și cu 1 fac 4, 4 și cu 1 fac 5. Nu, 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 nu e așa deloc. Vrei mereu să aduni, trebuie să și scazi. Nu trebuie numai să integrezi, trebuie să și dezintegrezi. Asta e viața, asta e filozofia, asta e știința, asta e progresul, civilizația. Dar să ne întoarcem la chibriturile noastre. Deci am 4. Uite-te bine, sunt 4, nu-i așa? Scot unul, nu mai rămân decât... Nu știu, domnule profesor. Hai, gândește-te. Nu e ușor, știu, dar ești destul de cultivată pentru a face sforțare intelectuală necesară și a reuși să înțelegi. Spune. Nu pot, domnule profesor. Nu știu. Să luăm exemple mai simple. Uite, dacă ai fi avut 2 nasuri și eu ți-aș fi smuls unul, câte ți-ar fi rămas? Niciunul. Cum niciunul? Da, am unul, fiindcă nu mi-ați smuls niciunul. Dacă l-ați fi smuls, nu-l mai aveam. N-ai înțeles exemplul meu. Închipuieți că n-ai decât o ureche. Da, și? Îți mai adaug una, câte o să ai? 2. Bine, îți mai adaug încă una, câte o să ai? 3 urechi. Scot una, îți rămân câte urechi? 2. Nu! Ai 2, scot una, o mănânc. Câte-ți rămân? 2. Mănânc una, una. 2. Una. 2. Una. 2. Una. 2. Una. 2. Una. Nu. Nu, nici vorbă. Exemplul nu e... nu e convingător. Da. Ascultă-mă. Da, domnule profesor. Să procedăm altfel. Așteaptă, domnișoare. O să vezi, o să te fac să înțelegi. O să te fac să înțelegi. Uite, domnișoare, aici e un bastor. Dincoace, 2 bastoane. Dincolo, 3 bastoane. Pe urmă, 4 bastoane. Pe urmă, 5 bastoane. 1 bastor, 2 bastoane, 3 bastoane, 4 bastoane, 5 bastoane. Acestea sunt numele. Când numeri bastoane, fiecare baston e o unitate. Domnișoare, ia spune ce-am spus. O unitate, domnișoare, ia spune ce-am spus. Sau cifre, sau numere. 1, 2, 3, 4, 5 sunt elemente ale enumerării, domnișoare. Da, domnule profesor. Elemente, cifre, care sunt bastoane, unități și numere. Totodată, adică în definitiv însă și aritmetica e aici prezentă. Da, domnule profesor. Bine, domnule profesor, mulțumesc, domnule profesor. Atunci te rog să numeri folosind aceste elemente. Adună și scazi. Vă zic că bastoanele sunt cifre, iar numerele unități? Ca să zicem așa, și în acest caz? În acest caz, se pot oare scădea 2 unități din 3 unități, dar se pot oare scădea 2 din 3 3 și 2 cifre din 4 numere și 3 numere din 2 unitate? Nu, domnișoare! De ce, domnule profesor? Iată așa, domnișoare! Iată de ce, domnule profesor? Din moment ce unele sunt tocmai celelalte. Asta e, domnișoare! Nu se poate explica! Se înțelege printr-un raționament matematic interior. Îl posezi sau nu îl posezi? Pagă vă în ciuperci, domnule profesor. Ascultă-mă, domnișoare, dacă nu reușești să înțelegi până în străfă,
fonduri, aceste principii, aceste arhetipuri aritmetice, nu vei putea obține niciodată o catedră la școala politehnică. Recunosc, nu este ușor, e foarte, foarte abstract, desigur, dar cum vei putea, înainte de a fi adâncit primele elemente, să socotești în gând, și asta e un flac pentru un inginer fie și mediocru, cât fac, de exemplu, 3.751.000 înmulțit cu 5.162.300.508. Fac 19 chintilioane, 390 quadrilioane, 2 trilioane, 844 de miliarde, 219 milioane, 164.508. Nu! Nu! Nu, n-aș crede! Nu! Trebuie să facă 19 chintilioane, 390 de quadrilioane, 2 trilioane, 844 de miliarde, 219 milioane, 164.509. Nu, 508. Da. De ce la patrate din mediu? De la fel, la cub, mi se pare că ai dreptate. Rezultatul este că sunt chintilioane, quadrilioane, 164.508. Dar cum ai putut ajunge la acest rezultat necunoscând principiile raționamentului aritmetic? Foarte simplu. Neputându-mă întemeia pe judecată, am învățat pe din afară toate rezultatele posibile ale tuturor înmulțirilor posibile. Groza! Și totuși, domnișoare, îmi vei îngădui să-ți mărturisesc că nu sunt satisfăcut și că nu te voi felicita. În matematică și în deosebi în aritmetică, ceea ce intră în socoteală e mai ales înțelegerea. Rezultatul acesta ar fi trebuit să-l obții prin raționament matematic, totodată inductiv și deductiv, ca orice rezultat de altfel. Matematicile sunt dușmanele de moarte ale memoriei, excelentă de altfel, dar matematic vorbind, nefastă. Așadar, nu sunt mulțumit, nu merge, nu merge, nu merge deloc. Nu merge, domnule profesor. Nu, nu. Nu. Să părăsim domeniul acesta pentru moment. Să trecem la un alt fel de exercițiu. Da, domnule profesor. Păcat, domnișoară, păcat că stai atât de prost cu matematicile speciale. Domnul! Domnul! Mă tem că nu te vei putea prezenta la concursul de doctorat total. Da, domnule profesor, ar fi tare păcat. Domnul, domnul... Cel puțin, dacă lasă-mă, lasă-mă în pace, Mari. Ce te amesteci? Du-te în bucătărie la vasele dumitale. Hai, du-te, du-te! Domnișoare, voi încerca să te pregătesc cel puțin pentru doctoratul parțial. Domnul, domnul, dar eu vreau să vă spun că... Lasă-mă în pace, ce înseamnă asta? Trebuie să-ți predau, domnișoare, dacă zic cu adevărat să te prezinți la doctoratul parțial, elemente lingvisticei și ale filologiei comparate. A, nu, domnul, nu, nu, cu niciun chip. Mari, te întreci! Vă rog, în niciun caz filologia. Filologia duce la ce e mai rău. La ce e mai rău? Ce comedie! Marit, ai trecut cu gluma, ieși afară! Bine, domnule, bine. Să nu ziceți că nu v-am spus. Sunt major, Marit! Da, domnule profesor. Cum vreți. Ia, ies afară. Filologia duce la ce e mai rău. Să continuăm, domnișoară. Da, da, domnule profesor. Te rog să asculți cu cea mai mare atenție cursul meu gata pregătit, datorită căruia în 15 minute vei putea să-ți însușești principiile fundamentale ale filologiei lingvistice și comparate a limbilor neospaniole. Da, 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 domnule profesor. Tăcere! Tăcere, ce înseamnă asta? Mă iertați, domnule profesor. Tăcere! Mă iertați. Așadar, domnișoare, spaniola este limba mamă, din care s-au născut toate limbile neospaniole, printre care spaniola, latina, italiana, franceza, portugheza, română, limba sardă sau sarda napalică, spaniola și neospaniola. Și de asemenea, pentru anumite aspecte ale ei, limba turcă.
mai apropiată însă de Eline, ceea ce e foarte logic, dat fiindcă Turcia e vecină cu Grecia și Grecia e mai aproape de Turcia decât de dumneata și de mine. Aceasta nu e decât încă o ilustrare a unei legi lingvistice foarte importante, conform căreia geografia și filologia sunt două surori gemene. E bine să notezi, domnișoară? Da, domnule profesor. Ceea ce deosebește limbile neospaniole unele de altele și de dialectele lor și de alte grupuri lingvistice, precum ar fi grupul limbilor austriece și neo-austriece sau habsburgice. Precum și de grupurile esperanto, elvetice, luxemburgheze, elvețiene, catalane, basce, precum și de grupurile de limbi diplomatice și tehnice. Ceea ce le deosebește, spun, este asemănarea lor izbitoare, care te împiedică aproape să le diferențiezi pe unele de celelalte. Vorbesc de limbele neospaniole între ele, care se pot distinge totuși datorită caracterelor lor specifice, dovezi indiscutabile a extraordinarilor asemănări, care face indiscutabile originea lor comună și în același timp le diferențiază profund prin menținerea trăsăturilor distinctive de care tocmai am vorbit. Da, domnule profesor. Dar să nu posim prea îndelung în fața generalităților. Domnule profesor. Am impresia că te interesează. Cu atât mai bine. Vom reveni la aceste teme mai târziu. Afară doar dacă nu vom reveni, cine poate să spune? Da, domnule profesor. Află-te la mine, domnișoare, și amintește-ți până în ceasul morții. Că orice limbă... Da, domnule profesor, până în ceasul morții. Da, domnule profesor. Sunetele! Da, domnule profesor. Sunetele, domnișoară, trebuie prinse din zbor de aripi, pentru ca nu cumva să cadă în urechile surzilor. Tocmai de aceea, când te hotărăști să articulezi, e recomandabil, în măsura posibilului, să întinzi gâtul. Uite așa, să ridici bărbia, așa, să te salți pe vârful picioarelor. Uite așa, vezi? Estați, nu mă trerupe! Și să emiți sunetele foarte sus, din toată puterea plămânilor dumitale, asociați cu coardele vocale. Uite așa, fluture, eureka, Trafalgar, papi-papa, 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 papi-papa. Adică grupuri mai mult sau mai puțin importante, împreunări pur iraționale de sunete, lipsite de orice sens, dar tocmai de aceea în stare de a se menține fără primejdie la o înaltă altitudine, în aer. Nu cad decât cuvintele încărcate de sens, îngreunate de înțelesul lor și care până la sfârșit sucumb, se prăbușesc. În urechile surzilor. Da, dar nu mă mai întrerupe. În cea mai cumplită confuzie, da. Sau se sparg ca niște baloane. Astfel, domnișoară, ce ai? Mă doare măsaua, domnule profesor. N-are nicio importanță, domnișoară. N-o să ne oprim noi pentru un asemenea fleac. Să continuăm. Da, domnule profesor. Îți atrag atenția întreagăt asupra consoanelor, care când se leagă își schimbă forma. În acest caz, F devine V, D se preschimbă în T, G în K și viceversa. Ca în următoarele exemple: ceasul 3, copiii, pilaful, epoca 9, cade noaptea. Mă doare măsaua. Să continuăm. Da. În rezumat, pentru a învăța să pronunți trebuie ani și ani. E, grație științei, putem izbuti în câteva minute. Află deci că pentru a da drumul cuvintelor, sunetelor și la orice altceva, trebuie să alungi fără milă aerul din plămâni, apoi să-l faci să treacă ușurel, atingându-le abia peste coardele vocale, care deodată, asemenea unor har,
sparse, s-au frunzișole sub vânt, fremete, tremure, vibrează, s-au grasează, s-au șuiere, s-au se stresc, s-au fluire, punând totul în mișcare, omușorul, limba, cerburi, dinții, buzele, sfârșit, cuvintele ies prin nas. Gură, urechi, cori, târând după ele toate organele mai înainte pomenite într-un avânt puternic, maiestuos, care nu e altceva decât ceea ce în mod impropriu se numește voce. Aceasta se modulează fie într-un cântec, fie se preschimbă într-o cumplită furtună simfonică. Cu un întreg alai de gerbe florale, dintre cele mai variate, de artificii sonore, labiale, dentale, ocluzive, palatale și altele, când mânghietoare, când amare, sunt violete. Da, domnule profesor, mă doare mă steaua. Să continuăm, să continuăm. În ce privește limbile neospaniole? Ele sunt unele față de altele rude, atât de apropiate, încât le putem socoti adevărate verișoare. Au de altfel o aceeași mamă, spaniola. La sfârșit. De aceea este folositor să pronunți bine, să te ferești de cusururile de pronunțare. Pronunțarea, ea singură, face cât o limbă. O pronunțare proastă poate să-ți joace cine știe ce feste. În această privință dă voi să-ți împărtășesc o amintire personală. Eram foarte tânăr, aproape un copil. Îmi făceam serviciul militar. Aveam la regiment un camarad, un viconte, care avea un defect destul de grav de pronunțare. Nu putea pronunța litera F. În loc de F, spunea F. Astfel, în loc de fântână, nu voi bea din apa ta, spunea fântână, nu voi bea din apa ta. Pronunța fată în loc de fată. Filemon în loc de Filemon. Fasole în loc de fasole. Firai tu să fii în loc de firai tu să fii. Flacuri în loc de flacuri. Fifi fofo fafa în loc de fifi fofo fafa. Filip în loc de Filip. Victorie în loc de victorie. Februarie în loc de februarie. Marte, aprilie în loc de marte, aprilie. Gerard de Nerval și nu cum e corect. Gerard de Nerval, Mirabeau în loc de Mirabeau, etc. în loc de etc. și așa mai departe, etc. în loc de etc. și așa mai departe, etc. Numai că avea norocul să-și poată perfect ascunde cusurul sub pălărie, astfel încât nimeni nu băga de seamă. Da? Mă doare mă seama. Să continuăm! Să precizăm mai întâi asemănările pentru a putea mai bine seziza după aceea ceea ce deosebește aceste limbi unele de altele. Astfel, toate cuvintele tuturor acestor limbi... Da, mă doare măseaua? Să continuăm. Sunt totdeauna aceleași. Deopotrivă cu desinențele, prefixele, sufixele, toate rădăcinile. Rădăcinile cuvintelor sunt oare pătrate? Pătrate sau cubice, ori. Mă doare măseaua. Să continuăm. Astfel, pentru a da un exemplu care ilustrează teoria, să luăm cuvântul frunte. Cu ce să-l luăm? Cu ce vrei, numai să-l iei. Dar mai ales, nu mă întrerupe. L-ai luat? Da, s-a făcut. Ah, măseaua mea. Cuvântul frunte formează rădăcina cuvântului frontispiciu. Îl aflăm și în cuvântul sfruntat. Ispiciu este sufix și sf este prefix. Se numesc astfel fiindcă nu se schimbă. Nu vor și pace. Mă doare,
Mă să continuăm, să continuăm. Repede, repede. Prefixele acestea sunt de obâșie spaniolă. Sper că ai observat, nu este așa? Ah, cum mă doare mă seama. Ah, să continuăm, să continuăm. Ah. Ai observat de asemenea că nu s-au schimbat trecând în altă limbă. Ei bine, domnișoare, nimic nu izbutește să le schimbe. Nici în latină, nici în italiană, nici în portugheză, nici în sardanapală. Sau în sardanapali. Nici în română, nici în neospaniolă, nici chiar în orientală. Frunte, frontispicius, frontat, același cuvânt, având în mod invariabil aceleași rădăcini, același sufix, același prefix în toate limbile mai înainte pomenite. Și astfel stau lucrurile cu toate cuvintele. Toate limbile aceste cuvinte înseamnă același lucru, mă doare mă seama. Absolut! De altfel e mai degrabă o noțiune decât un cuvânt. Lasă-ți mă seama! Mă doare! Da, 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 da. Bine, da, bine, să continuăm, da, să continuăm, da. Îți spun, să continuăm, da. Cum zici, de pildă, în franceză trandafirii bunici sunt tot atât de galbeni precum era bunicul care era chinez. Mă doare, mă doare, mă doare, mă doare, mă seama. Să continuăm, să continuăm, să continuăm. Răspunde totuși. În franceză? În franceză. Să spun în franceză. Trandafirii bunicii sunt tot atât de galben precum era bunicul care era chinez. Cred, cred că în franceză se spune e? Trandafirii. Cum se spune bunica pe franțuzește? Pe franțuzește se spune bunica. Trandafirii bunicii sunt tot atât de galben. Pe franțuzește se spune galben? Sigur. Sunt tot atât de galben precum era bunicul meu cu zemfuria. Nu, care era chinez. Mă doare măseaua. Mă doare. Așa. Mă doare măseaua. Ce să-i faci? Să continuăm. Acum tradu aceeași frază în spaniolă și pe urmă în neo-spaniolă. În spaniolă va fi: trandafirii bunicii sunt tot atât de galbeni precum era bunicul care era chinez. Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Ai încurcat-o! Confund spaniola cu neo-spaniola și neo-spaniola cu spaniola. Nu! E pe dos! Mă doare mă seama, v-ați încurcat. Da, da, mă încurci! Îți voi spune fraza în spaniolă, pe urmă în neo-spaniolă și în sfârșit în latină. Vei repeta după mine, da. Mă bine seama că asemănările sunt foarte mari. Sunt asemănări identice. Ascultă și urmărește, da. În spaniolă, da. Trandafirii bunicii sunt tot atât de galben precum era bunicul care era chinez. În latină, trandafirii bunicii sunt tot atât de galben precum era bunicul care era chinez. Observ diferența. Iertați-mă, domnule profesor, eh. Cum mă doare masa. Dar nu înțeleg deosebirea. E totuși foarte simplu, foarte simplu. Cu condiția de a avea o anumită experiență tehnică și o practică a acestor limbi diferite. Atât de diferite, deși nu prezintă decât caractere strict identice. Voi încerca să-ți ofer o cheie. Doare măseaua. Ceea ce deosebește aceste limbi nu sunt nici cuvintele care sunt exact aceleași, nici structura frazei care e aceeași pretutindeni, nici intonația care nu prezintă nicio deosebire, nici ritmul limbajului. Ceea ce le deosebește, mă asculți? Mă doare măseaua. Domnișoară, mă ascult sau nu? Mi se pare că o să ne certăm. Mă plictisiți, domnule profesor. Mă doare măseaua. Comedia comedilor, ascultă-mă. Bine, 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 bine. Hai, 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 hai. Hai, spune-ți, spune-ți. Ceea ce le deosebește pe unele de altele, pe de-o parte, și de spaniol cu E la urmă, alor mamă, pe de altă parte, e... E ce? Ceva inefabil. Un inefabil care nu poate fi observat decât după o practică îndelungă, cu multă casnă și o foarte vastă experiență. Da, domnișoare, nu-ți pot pune la dispoziție nicio regulă. Trebuie să simți. Asta e totul. Dar ca să ajungi să simți, trebuie să studiezi. Să studiezi și iar să studiezi. Există totuși unele cazuri precise când cuvintele se schimbă trecând dintr-o limbă într-alta. Da? Ah, domnule profesor, cum mă doare mă seama. Nu mă întrerupe! Nu mă scoate din sărite! Nu mai răspunde mine. Spuneam deci... În unele expresii folosite în chip obișnuit, unele cuvinte diferă total de la o limbă la cealaltă, astfel încât limba auzită e mai ușor de identificat. Să-ți dau un exemplu. Expresia neospaniolă, vestită la Madrid,
patria mea, în Neospania, în italienește devine patria mea, e... Neospania. Nu! 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 Patria mea e Italia. Spune-mi prin simplă deducție cum spui Italia în franceză. Mă doare măseaua. Și totuși e foarte simplu. Pentru cuvântul Italia avem în franceză cuvântul Franța, care e traducere exactă. Patria mea e Franța. Și Franța în limbile orientale, Orient. Patria mea e Orientul. Și Orient în portugheză, Portugalia. Expresia orientală, patria mea e Orientul, se traduce astfel în limba portugheză: patria mea e Portugalia. Și tot așa mereu. Bine, bine. Mă doare măseaua, măseaua, măseaua. Am să-ți-o scot, am să-ți-o scot. Eu am să-ți-o scot. Încă un exemplu. Cuvântul capitale. Capitale are un sens deosebit după limba care o vorbești. Îndată ce auzi spunându-se: domnișoară, domnișoară, cu dumneata vorbesc, du-te dracului. Vai, 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 vai. Măseaua mea. Tăcere că scrăp capul. Încearcă, slăbănoule. Mâna, lăsați-mi mâna, mă rog, lăsați-mi mâna. Stai liniștită, stai liniștită. Și să nu mai scoți un cuvânt. Mă doare măseaua. Lucru cel mai... cum să-l numesc eu? Cel mai paradoxal. Da, paradoxal e cuvântul. Lucrul cel mai paradoxal e că o grămadă de oameni lipsiți de orice cultură vorbesc toate aceste limbi. Auzi ce-am spus? Vorbesc toate aceste limbi. Ce-am spus? Ai avut noroc. Sunt oameni care presară spaniola cu cuvinte neospaniole de care habar n-au și cred că vorbesc în latinește, sau spaniola amestecată cu neospaniola crezând că e sardanapali sau spaniola. Înțelegi? Da! 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 Ce mai vrei? Ce prost crescută ești! Dar nu o să meargă așa, 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 nu o să meargă așa. Ascult. Pentru a învăța să deosebești toate aceste limbi diferite, după cum ți-am spus, nu e nimic mai folositor decât practica. Să procedăm cu ordine. Voi încerca să te învăț toate traducerile cuvântului cuțit. Cum vreți. La urma urmei. Marie! E, Marie! Marie, ce înseamnă asta? Marie, de ce nu vii când te stric? Eu poruncesc, ai înțeles? Domnișoara nu înțelege nimic! Nu înțelege! Nu vă mai înfuriați, domnule, că știți doar cum se isprăvește. Așa ceva vă duce departe. Departe vă duce așa ceva. Știu eu să mă opresc. Așa spuneți dumneavoastră. Aș vrea să văd și eu una ca asta. Mă doare măseaua. Vedeți? Începe. Ăsta e primul simptom. Ce? Ce simptom? Ce simptom? Explică-te, ce vrei să spui? Da, ce vrei să spui? Mă doare măseaua. Simptomul final. Marele simptom. Ha? Prostii. Prostii. Prostii! Eu plec! Prostii! Nu pleca! Da? Nu pleca! Nu pleca, Marie! Te-am chemat să-mi aduci cuțitele spaniol, neospaniol, portughez, francez, oriental, român, sardanapalic, latin și spaniol. Pe mine să nu vă bizuiți! Da, am să caut eu atunci! Așa! Am găsit unul, domnișoară! Iată! Un cuțit. Păcat că nu e decât ăsta. Dar vom încerca să ne folosim de el pentru toate limbile. Mă doare măseaua. Hai, hai, hai zi. Hai. Cu. Precum cu. Țit. Asta ce e? Franceză, italiană, spaniolă? Nu mai are importanță, domnule.
domnișoare. Nu te privește. Spune. Cu? Cu? Țit. Țit. Încă o dată. Nu. Zis. Am săturat. Și mă doare și măseaua. Mă dor picioarele. Mă doare capul. Cu? Țit. Cu? Țit. Cu? Țit. Nu! Cu? Mă dor urechile. Cu? Mă doare tot. Cu? Voce. Ce strident. Am să-ți rup eu urechile, micuțo. Am să-ți le rup. Și nu o să te mai doare. Repete, hai, repede. Cu? Dacă țineți. Cuțit. Da. Cuțit. 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 Asta e neospaniolă? Neo spaniolă, dar grăbește-te, n-avem timp de pierdut. Și pe urmă, ce înseamnă această întrebare perfidă? Cum îți permiți? Cuțit, cuțit, repete. Cuțit, cuțit. Mă doare cuțit. Capul meu. Cuțit. Ochii mei. Cuțit. Ochii mei. Cuțit, dar e tu cuțit, repete, cuțit, 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 soldele cuțit, pulpele cuțit, 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 umerii, brațele, bine, cuțit, cuțit, soldele, cuțit, așa, așa, cuțit, cuțit, acum sunt bine, cuțit, cuțit, bate de seamă, cuțitul ucide, cuțitul ucide, bine, bine. Ce obosit sunt. Abia răsuflu. Ce-am făcut? Făcut. Ce o să mi se întâmple? Ce o să fie? Ce o să... Vai! 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 Vai, 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 vai! Ce nenorocire! Domnișoare! Domnișoare, scoală-te! Hai, domnișoare! Domnișoară, lecția a luat sfârșit, domnișoară. Poți să pleci, o să plătești altă dată. Oh, e moartă. E moartă. E îngrozitor. Marie! 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 Marie, dragă, vino! Vai! Vai, 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 vai. M-ați chemat? Nu. Nu veni, am greșit. N-am nevoie de dumneata, Marie. N-auzi? N-auzi? N-am nevoie de dumneata, Marie. N-am nevoie. Sunteți mulțumit de eleva dumneavoastră? I-a folosit lecția? Da, lecția s-a sfârșit. Dar ea e tot aici. Nu vrea să plece. Da, așa e. Dar nu eu. Nu eu am făcut, Marie. Nu eu, Marie. Nu, Marie, te asigur. Nu eu, Marie, dragă, Marie. Dar pe cine? Cine? Eu, nu? Nu știu, poate. Te semne pisica. Da, se poate, nu știu, nu știu. Și astăzi e pentru a 40-a oară. Și în fiecare zi același lucru. În fiecare zi, nu fie rușine la vârsta dumneavoastră. O să vă îmbolnăviți, n-o să mai aveți eleve,
Așa vă trebuie. Nu e vina mea. Nu voia să învețe. Era neascultătoare. O elevă proastă, proastă, proastă. Nu voia să învețe. Mincinosule. Așa? Na, ține și tu. Ucigașule, nepădătură, scârbă. Ai vrut să mă omori și pe mine? Dar eu nu sunt eleva dumitale. Haide, pune cuțitul la loc, hai. Și te-am prevenit adineauri. Aritmetica duce la filologie și filologia la crimă. Da, ai spus la ce e rău. Tot una. N-am înțeles, credeam că rău e un oraș. Și că voiai să spui că filologia duce la orașul rău. Mincinosul. Vulpe bătrână. Un savant ca dumneata nu se înșeală asupra înțelesului cuvintelor. Aha, nu încerca să mă duci pe mine. N-am vrut să omor. N-am vrut să omor. Cel puțin îți pare rău? Da, Marie, îți jur. Iaca, mi-e milă de dumneata. Orice s-ar zice, ești un băiat bun. Să vedem cum o să o dregem. Dar să nu începi iar. Poți să te alegi cu o boală de inimă. Da, Marie, dar ce facem acum? O să îngropăm cu celelalte 39 împreună. O să ne trebuiască 40 de sicrie. Las că chem pompele funebre și pe drăguțul meu Popa August. O să comand și coroane. Da, Marie, mulțumesc mult. Numai că cu 40 de sicrie să nu ne prindă. Oamenii or să se mire dacă ne întreabă ce e înăuntru. Nu îți face griji. O să spunem că sunt goale. De altfel nu o să întrebe nimeni nimic. S-a deprins lumea. Totuși. Poftim. Dacă te temi, pune brasarda asta cu svastică. Așa e politic. Mulțumesc, Marie dragă. Acum sunt liniștit. Ești o fată de treabă, Marie, și foarte credincioasă. Bine, bine, hai domnul, pune mâna. S-o scoatem de aici. Merge, Marie, merge. Sosesc îndată. Grăbită mai e și asta. Răbdare. Bună ziua, domnișoară. Bună ziua, domnul profesor e acasă? Sunteți noua elevă, da? Da. Ați venit la lecție. Da. Domnul profesor vă așteaptă. Poftiți, domnișoară. Poftiți. Mulțumesc. Mulțumesc! 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 Ați ascultat Lecția de Eugen Ionescu. Traducere de Elena Vianu. Adaptare radiofonică de Florian Potra. Distribuția a fost următoarea. Profesorul Octavian Cotescu. Eleva Rodica Tapalagă. Servitoarea Dodi Caian Rusu. Regia de studio Ion Prodan. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Lucian Giurchescu.